Salutare și la mulți ani, e primul clip pe care îl facem în 2023. Vreau să vă arăt un Jeep Compass S. Este un Jeep Compass hibrid. L-am comandat ca și mașină de prezentare. O să vă arăt imediat și specificația mașinii. Ce e important la mașina asta e faptul că are faruri cu LED cu lupă, un lucru pe care ni l-am dorit foarte mult, și mai are Highway Assist. O să vă arăt imediat și partea de interior. După cum ar spune un coleg de-a meu, are faruri de bogați. Așa se știe el care e. Mașina arată foarte bine, pachetul ăsta s-o prinde foarte bine. Facem un walk around ca să vedeți complet mașina. Mai are niște opționale, gen cameră 360, deschidere cu piciorul la portbagajul electric. Bineînțeles, keyless entry, keyless go și cam tot ce ar trebui să fie pe un Compass în 2023. Foarte faină culoare, e un roșu care pare aproape portocaliu, dar el de fapt este roșu. Acolo în spate puteți vedea logo-ul de S și dincolo logo-ul de e-torque, care spune că mașina este un hibrid. Este un 1.5 hibrid de 130 de cai plus 20 de cai electrici. Arată foarte bine cu elementele astea toate vopsite în negru și cu plafonul negru. Să vă arăt imediat și partea de cheie. Arată bine în combinația asta. E prima mașină care o avem așa, cu roșu și cu toate elementele vopsite în negru. Mai avem una verde, dar parcă nu e la fel. Aici puteți vedea faruri cu lupă. Vedeți, faza lungă este cu reflector, iar faza scurtă, așa acolo puteți vedea lupa. Și dacă reușim să focalizăm aici, Jeep Performance LED. Așa, să vă arăt și cheile. Așa arată cheile în mod normal. Astea sunt cheile normale de Jeep Compass. Iar la această mașină am vrut să facem o cheie premium, care arată așa. Voilà, asta este cheia. Aici aveți partea de alarmă, partea de deschidere portbagaj, focalizează așa, și partea de pornire. O să mergem să vă arăt și partea de portbagaj. Cu ocazia asta o să-l deschidem prin apăsarea de două ori pe acest buton. Așa, să deschidem și mașina, să fie deschisă. Și începem din portbagaj, să vă arăt cam ce configurație are mașina. Apoi o să ne uităm la partea de interior și la partea de motor. Cam așa arată portbagajul la un Jeep Compass. Bineînțeles, butonul de închidere și deschidere se află aici. Voilà, cam asta e partea de portbagaj. Acolo aveți subwooferul. Mașina are Alpine Premium Sound System. Și aici aveți un key de pană, de care sper să nu aveți nevoie. Kit legislativ. Bineînțeles, scaunele se pot rabata. Dar haideți să mergem și la partea de interior. Nu înainte de a vă arăta și camerele de 360, acolo în spate se poate vedea camera de spate, care este standard pe toate Jeep Compass. Aici mai aveți camera laterală, una dintre ele, așa acolo se poate vedea, și aici este camera din față. În acea grilă e camera față, bineînțeles mai jos este și radarul de trafic și monitorizare, și să vă arăt și cealaltă cameră, care este aici. Ca și spațiu, mașina este destul de spațioasă, știți Jeep Compass, probabil majoritatea celor care se uită la acest canal știu. Cam așa arată, vine cu interiorul integral din piele. Aveți cotieră și în spate, USB și în spate, o priză suplimentară în spate, gură de ventilație. Cam tot ce ai nevoie. Bineînțeles, aici și spațiu de povestare. Din păcate, n-am reușit să comandăm mașina cu încălzire în scaunele din spate. Momentan este un opțional care e indisponibil. Și așa arată planșa de bord îmbrăcată în piele neagră, display-ul mare și scaunele de la șofer și pasager. Le puteți vedea aici. O să urcăm în mașină ca să vă arăt și partea de specificație și partea de bord. Aici se mai pot vedea și senzorii de blind spot, acel triunghi acolo.
E o zi de 6 ianuarie, destul de călduroasă, dar totuși seara se face rece. Haideți să intrăm în mașină. Deja e destul de mare și gălăgia. Ce am uitat să vă arat sunt aceste jante superbe de 19 inci, care vin cu anvelope Michelin. Vedeți acolo 2.35, 45, 19, Michelin Performance, Pilot Sport. Îmi cer scuze că se aude o ambulanță. Haideți să intrăm. Covorașe de origine Jeep All Weather. Și cam asta este interiorul la Jeep Hybrid. Logo-ul de la Alpine pe partea de boxe, se aude foarte bine partea de sunet. Așa pornește Jeep Compass Hybrid. O secundă să opresc partea de muzică și de ventilație. Auto High Beam Enabled. Să nu uit să vă arat cum arată farurile cu așa. Am și pornit, o să apăsăm pe aici pe acest buton ca să rămână motorul pornit, să mai încarce un pic bateria de hibrid care o aveți aici în stânga. Haideți să vă arat farurile. Până la urmă, asta e important, așa, și să le lăsăm pe fază lungă și pe avarii. Să vedeți cum arată. E, voilà. Așa arată farurile. Semnalizarea, partea de fază lungă pe reflector și fază scurtă pe lupă de cu proiector. Și bineînțeles, avem acolo și LED reflector pe parte de proiectoare de ceață. O să întoarcem mașina. Haideți să vă arăt și partea de stopuri. Cam așa arată partea din spate. Bineînțeles, totul full LED. Și să întoarcem mașina ca să avem lumină ok. Reglaj lombar la scaune, era să uit cum puteam să uit și celelalte reglaje manuale la scaune. Așa, bineînțeles, pachet de iarnă cu încălzire și cu tot ce îi nevoie. O să opresc pentru moment. Așa, am oprit avariile. O să vă arăt configurația mașinii. Aceasta este configurația mașinii, este un hibrid. Așa, cu următoarele opționale. Pachetul S, bineînțeles, vopseaua se numește Colorado Red. Cu Black Roof, are kit de adaptare pentru țări cu climat rece, aveți pachet Infotainment Plus, Pack Winter, kit de drumuri murdare profoase, kit Fix and Go, PTC, încălzitor suplimentar electric, pachet Tech and Technology, cameră 360, blind spot, audio, Hi-Fi Alpine și cam tot ce trebuie, asistență la parcare paralelă și perpendiculară, faruri cu lupă, alarmă și are Highway Assist. Highway Assist este acest buton de aici, foarte practic, mai ales dacă circulați pe autostrăzi. Știu că noi în România nu avem multe, dar o să avem și atunci o să fie practic să îl avem. Puteți vedea că el deja s-a activat și scrie Highway Assist Lane Detection Limited. Așa și așa se aprinde în partea de bord și la fel putem și opri Highway Assist Out și Highway Assist Off. Partea avem multimedia, bineînțeles cu Apple CarPlay și Android Auto wireless. Se poate afișa diferite informații pe display. Aici aveți un buton care e important, se numește E-Auto Off. Acest buton încarcă bateria de hibrid în momentul în care merge motorul termic. Dacă îl debifați, el va trece pe curent în momentul în care nu necesită... Hai să opresc asta, climatizarea. În momentul în care nu necesită curent. Partea de multimedia, ok, am uitat să arătăm o parte de lane assist, avariile, așa, de aici, partea de senzor de parcare și camere și aici aveți partea de parcare automată și el vă spune că switch to drive to engage și acum o să ne întrebe dacă vrem să parcăm așa, să parcheze automat așa sau dacă vrem să parcheze automat cu spatele și el o să-și caute un loc de parcare, să decuplăm frâna de mână, acum nu avem centura pusă, așa, și el o să își el o să-și caute un loc de parcare. Acum la noi aici, chiar aici nu avem locuri de parcare, dar o să mergem mai în față. N-am avut niciodată răbdare să-l las să tot caute el pe locuri de parcare. Haideți să mergem un pic să vedem totuși dacă găsește un loc de parcare. Activ. Să vedem dacă găsește ceva. Aici nu se poate oricum parca. Așa, să ne întoarcem să vedem în parcarea goală dacă recunoaște un
loc de parcare. Voilà, zice că nu vrea. Ok. Să vedem dacă trebuie să parcheze cu spatele. Vehicle is ready to drive. To exit space, use turn signal shift to reverse. Ok, haideți să punem în șalier, active complete. Hai să vedem. Ne pornesc camerele 360, dar se pare că tot nu vrea el să parcheze singur. Vehicle is ready to drive. Shift to drive. Ok, nu se închinim acum cu asta, o să facem un alt clip legat de parcarea asta automată. Partea de multimedia, aici puteți să vă selectați diferite chestii. Aveți media, bineînțeles, pe Apple CarPlay și Android Auto Wireless, aveți aici USB-uri, sunt USB-uri și în spate. O funcție foarte faină este funcția de auto hold, avem acum și noi în standard. Așa, partea de climatizare, aici la partea de climatizare aveți încălzirea în scaun, încălzirea în volan și încălzirea în scaunul de la pasager. Partea de multimedia, care e foarte faină, acum motorul s-a oprit și merge doar în electric mode, puteți vedea acolo că e turația la 0. Așa, partea de multimedia, partea de telefon, n-am conectat nimic, nu se conectăm acum pentru moment. Partea de setări a mașinii, aici aveți pagina de e-hybrid, unde vă arată informațiile legate de consum sau așa. Să vedem, de exemplu, am apăsat pe accelerație ca să pornească motorul și el deja face curent. În momentul în care o să apăs e-auto off, el o să rămână pornit și o să încarce bateria de hybrid. Vedeți, se încarcă cu minus 1 kW. Aici driving history e irrelevant pentru că mașina nu s-a plimbat. Haideți să vedem și parte de control. Aici avem surround camera, unde putem să punem diferite chestii, bineînțeles e activă, adică dinamică. Putem să vedem doar din spate, putem să vedem în față, putem să vedem un alt unghi în față sau putem să vedem camera din spate și în cazul în care avem un cârlig, putem să-i dăm și zoom in ca să vedem partea de cârlig. De acolo se închide partea de cameră și aici avem partea de settings, unde puteți seta o grămadă de chestii ale mașinii. Se poate seta inclusiv tema display-ului să fie cu albastru, cu mai multe culori, numai o secundă ca să vedeți. Așa, tema 1, o puteți vedea că se schimbă acum, asta cred că e cu portocaliu. Așa, tema 2, da, e cu portocaliu. Tema 2, asta cred că e cea care a fost înainte cu albastru. Iar tema numărul 3, da, e albastru mai închis. Iar tema 3 este asta cu Jeep, tot felul de hărți cartografice, care e cu un albastru mai deschis. Noi lăsăm pe asta cu albastru mai tare. Să dăm înapoi. Așa, și parte de setări, aveți o grămadă de setări ale mașinii, de la cameră la key off, la o grămadă de chestii. Ce vreau să vă arăt, aici aveți partea de frânare, unde puteți să activați auto parking brake-ul. Partea de lumină, așa, aici aveți partea de oglinzi și să vedem la cameră, da, ok, activat, la... Nu o să stăm acolo, vrem să ajung. Seats and comfort. Aici aveți auto heated seat and steering wheel. Puteți să puneți off cu remote start sau all start. Noi îl folosim pe all start pentru că e mai ușor de utilizat. Așa, cam asta vreau să vă arătăm pe parte de infotainment. Mai avem partea de software updates. Acum mașina este conectată la rețeaua noastră de Wi-Fi, o puteți conecta foarte ușor și puteți bifa aici Enable Software Downloads over Wi-Fi și atunci el își face update-urile dacă sunt disponibile direct. Nu durează foarte mult și oricum poate să facă și în background. Ok, partea de... Așa, și aici mai aveți partea de apps, unde puteți să vă setați voi ce apps vreți să folosiți. Sunt o grămadă de chestii. Sincer, nu am pus niciuna la favorite, mai puțin e-hybrid, dar în rest nu avem o problemă. Așa, și device manager, recente nu, categorii, confort, navi, phone, fiecare folosește ce crede că e mai bine pentru el. Ce mai aveți aici? Dacă trageți de acest acea iconiță, vi se deschide un meniu rapid unde aveți temperatură exterioară, profilul, notificări, comenzi vocale și partea de... cameră. Uite, putem intra direct în partea de cameră.
În mare parte cam asta a fost partea de infotainment. Interiorul, în rest, bineînțeles, oglindă retrovizoare electrocromică și cam tot ce se putea pune pe un Jeep Compass, dar noi am vrut să vă arătăm în special farurile cu lupă și acest Highway Assist, cu care o să facem și un filmuleț cum funcționează, ca să vedeți exact ce face el. E de fapt un asistent la conducerea pe drumuri care sunt marcate și care nu se dezactivează la viteze mai mari. În rest, nu face minuni, cu siguranță nu conduce singur, ca să nu avem discuții legate de chestia asta. Este doar un Adaptive Cruise Control mai deștept. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc toate cele bune în noul an. Bucurați-vă de tot, iubiți viața și pe cât se poate conduceți electric. Am uitat să mai arăt partea de deschidere a portbagajului, aici este butonul de deschidere portbagaj. Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune, să ne vedem cu bine și vă aștept pe la noi cu o mașină cât se poate de frumoasă. Dacă vreți să vă dați cu ea, vă așteptăm în perioada următoare să o și testați. Vă mulțumesc!